Ce le putem oferi noi giurgiuvenii turiștilor străini din punct de vedere turistic este întrebarea la care foarte mulți ne-am gândit, atât noi, poate chiar și autoritățile locale. Deși astăzi de dimineață aici, în portul Giurgiu, a acostat prima navă de turiști, primul impact vizual pe care l-au avut aceștia au fost cocile de semințe și gunoaiele de pe jos. Acesta a fost primul impact vizual al turiștilor imediat după ce au pus piciorul pe pământul românesc în portul nostru. Deși prima imagine contează, pe nimeni nu a interesat că ne putem face din nou de râs. Portul Giurgiu arată ca după război, coși de semințe la tot pasul, gunoaie împrăștiate pe spațiul verde, bănci murdare și câini maidanezi. Pe niciunde nu e ca la noi, umplem țara asta de gunoi. Niciunde nu e ca la noi, umplem țara asta de gunoi. Imaginea cu adevărat dezastroasă a fost semnalată pe rețelele de socializare încă de acum două zile, însă nimeni nu a luat nicio măsură. Potrivit reprezentanților portului, nava cu turiști a ajuns în portul Giurgiu la ora 2 dimineața, iar la ora 7, când turiștii serveau micul dejun, priveliștea pe care o aveau este aceea pe care o vedeți. Pentru a încerca să se mai îndrepte puțin imaginea, deja îngenuchiată, un angajat al portului a pus mâna pe mătură și a început să curețe cât de cât gunoiul împrăștiat de câini pe jos. Adevărul ăsta e că eu am adunat, că mi-a venit rușine. Motonavele au venit la ora 2 noaptea și, într-adevăr, personalul de la navă a spus că, domnule, uite ce mizerie e aici așa. Și am pus, imediat am venit, am adunat gunoiul din fața la tomberoane, la astea, le-am adunat ca să fie, că ne facem de râs față de pasagerii care e la bordul navei. E pasageri, mai pasageri străini, americani, canadieni, astea și... Ne facem de râs. Cei de la ADP când au venit să golească coșul? 7-7 și un sfert au venit și au luat tomberoanele. Nu atât, că chiar le-am zis, dacă vrea să ia, să măture aici. Și așa zic că nu e treaba lor să măture ei și așa nu. Ce că aici de APDF-ul așa să poată să ia. Da. La ora 10:30 de minute, când TV Giurgiu lua aceste imagini, Marian Sandu era din nou cu mătura în mână să strângă gunoiul filmat de noi. Am încercat să aflăm părerea și celor care au acostat nave și în alte porturi din țară, însă, din anumite motive, aceștia nu au putut să le spună în fața camerelor. Ce naționalitate sunt? Britanici. Britanici majoritatea. Britanici 90%, australieni și americani. Deci asta a fost, domnul a făcut-o, cineva a făcut repede curat. Welcome-ul a fost făcut. Și au venit, s-au urcat în autocar și au plecat la București, presupun. Da, și vin alții acum. Cine se face vinovat de situația creată este întrebarea pe care toți ne-o adresăm. Cert este că sezonul turistic pe Dunăre la Giurgiu a început cum nu se poate mai prost, într-un mod în care ne-am făcut din nou de râs.